Zeci de elevi, cadre didactice, părinți și alți zeci de credincioși ortodoxi au participat astăzi la slujba religioasă oficiată de un sobor format din 18 preoți, în frunte cu preasfințitul Justin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, Sfântul Protector al Liceului Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt din Satul Mare. Fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți și cu Duhul tău. Sfințe, pomenindu-i iar și iar cu pace Domnului, să ne rugăm. Iată că astăzi am sărbătorit hramul școlii și pe ocrotitorul acestei școli, pentru că prețuim școala noastră de la Satul Mare, pentru dărnicia și hărnicia și jertfelnicia profesorilor ei, a celor care ajută școala noastră, pentru atașamentul autorităților județene și locale față de această școală și prețuirea care o arată, pentru faptul că elevii noștri de aici, în număr de 240, sunt elevi deosebiți, foarte serioși, copii de vocație, deși avem toate ciclurile de învățământ, atunci când ajung la clasele liceale, dovedesc multă maturitate și multă cumințenie, pentru că se formează într-un mediu adevărat. Avem 540 de elevi în toate ciclurile. Înainte de ieșirea din biserică, preasfințitul a vorbit despre cât de importantă este această școală pentru învățământul liceal, dar și pentru celelalte trei cicluri de învățământ și în special pentru învățământul teologic ortodox. Sigur, este o bucurie și o încununare a activității noastre, o bucurie pentru că, iată, preasfințitul la început de an calendaristic binecuvintează lucrarea școlii noastre, care este o școală dinamică. Am început în 2006 cu 187 de copii. După 9 ani de zile avem 540, iar de anul viitor, din toamnă, vom școlariza sau vom desăvârși lucrarea elevilor și pentru învățământ pedagogic, învățători, educatoare. Vom avea clasă de profil teologic, de filologie și clasă de învățători educatoare aici în școala noastră. La eveniment au fost prezenți și reprezentanți autorității locale, în frunte cu conducerea primăriei, care ajută financiar liceul pentru realizarea acestor evenimente importante, atât pentru cei care învață la această unitate școlară, cât și pentru credincioșii din zonă.